Eu, cryptohedule, bine venit la un nou episod din seria noastră Crypto pentru Toți. În episodul de astăzi vorbim despre un subiect care ne sperie pe mulți dintre noi, pentru că, în primul rând, este greu de înțeles și are o putere de neimaginat, cel puțin momentan, și asta poate afecta sănătatea blockchain-urilor. Mai exact, bineînțeles, vorbim despre calculatoarele cuantice. Transferul de date și confidențialitatea noastră pe blockchain sunt asigurate de algoritmi criptografici. Aceștia transformă datele astfel încât să fie imposibile de citit și să poată fi partajate oriunde pe internet. Acestea nu sunt folosite doar în cripto, ci le regăsim absolut peste tot, inclusiv în cazul aplicațiilor de mesagerie, în e mail site-uri web și baze de date. Există mai multe tipuri de astfel de algoritmi, printre care algoritmi cu cheie simetrică și algoritmi cu cheie publică. Criptarea cu cheie simetrică permite codificarea datelor folosind o parolă și este folosit pentru securizarea datelor sensibile stocate în bazele de date. Algoritmi cu cheie publică folosesc un set de două chei, una care este păstrată în mod privat de către destinatar și una care este făcută publică. Cred că îți sună cunoscut, nu? Acești algoritmi au fost inventați pentru a păstra datele noastre în siguranță. Totuși, în anul 1994, Peter Shor a descoperit un mod prin care un calculator cuantic ar putea sparge acest algoritm. Chiar dacă nu existau computere cuantice la acea vreme, algoritmul lui Shor a fost confirmat de specialiști la nivel teoretic, dovedind că acesta ar putea să fie folosit pentru accesarea oricărui tip de criptare. Mai exact, dacă ai avea, să zicem, un calculator cuantic suficient de puternic la tine în dormitor sau unde vrei tu să-l ții, ai putea obține o cheie privată dintr-o cheie publică în doar câteva minute. Și astfel ai putea avea acces la milioane de portofele. Acum, plățile simple cu Bitcoin de la o adresă la alta permit o multitudine de tipuri de tranzacții financiare. Spre exemplu, primele adrese dominante în 2009 erau așa numitele Pay to Public Key, adică P2PK iar multe dintre monedele originale extrase de Satoshi încă sunt stocate în astfel de adrese. Aceste adrese sunt foarte lungi, fișierul lor de tranzacție fiind destul de mare, însemnând astfel că e nevoie de un timp mai lung de procesare a tranzacțiilor. Una dintre problemele cu aceste adrese este lipsa unui mecanism care să detecteze introducerea greșită a adreselor, precum se întâmplă în cazul serviciilor de plată cu cardul. Deci, dacă în momentul tranzacției greșești o literă din acel șir lung de caractere, tranzacția ta va eșua. Fiind vorba de tranzacții publice, oricine poate obține cheia publică de la o adresă de acest tip. Un computer cuantic care ar rula algoritmului ușor ar putea găsi cheia privată de la acea adresă foarte ușor. Există însă și adrese care în teorie ar putea să fie rezistente la calculatoarele cuantice. Acestea sunt compuse dintr-un hash al cheii publice. Întrucât un hash este o funcție criptografică unidirecțională, acest lucru permite cheii publice să nu fie dezvăluită direct de adresă. Prima și cea mai populară implementare a acestui model se numește Pay to Public Key Hash, adică P2PKH, și a fost folosită pentru a rezolva problemele cauzate de modelul Pay to Public Key. Astfel, cheia publică este dezvăluită doar în momentul în care proprietarul inițiază o tranzacție către altcineva. Așadar, atât timp cât nu s-a efectuat nicio tranzacție către un alt destinatar, cheia publică nu poate fi cunoscută, iar cheia privată nu poate fi obținută folosind un computer cuantic. Dar dacă adresa a fost folosită pentru a trimite o tranzacție, cheia devine publică, iar acea adresă devine astfel vulnerabilă împotriva atacurilor cuantice. De aceea, o adresă Bitcoin nu ar trebui să fie reutilizată, iar portofelele din prezent sunt programate în așa fel încât să evite reutilizarea adreselor cât de bine pot. Pe măsură ce modelul Pay-to-Public-Key-H a fost introdus în anul 2010, acesta a devenit tot mai și tot mai popular. Putem vedea în acest grafic că numărul de Bitcoin transferați din adrese reutilizate a crescut încet până prin 2014 iar de atunci tot scade, arătând că utilizatorii evită să le refolosească. Totuși există în continuare peste 4 milioane de Bitcoin care încă sunt vulnerabili la un atac cuantic, adică aproximativ 20-25% la sută din ce avem în momentul ăsta în circulație. Mai mult decât atât, o adresă devine vulnerabilă din momentul în care o tranzacție este inițiată. Pe toată perioada de validare a tranzacției de către mineri, un atacator care teoretic ar avea un calculator cuantic în beciul casei, ar putea să se folosească de acea fereastră de timp pentru a accesa cheia privată a adresei și astfel să inițieze o tranzacție concurentă la adresa inițială. Acesta ar putea mitui minerul care se ocupă de validarea tranzacției inițiale, oferindu-i o recompensă și mai mare decât ceea ce primește și astfel tranzacția va ajunge la adresa la care dorește hackerul nostru și nu la adresa dorită de proprietarul fondurilor. Dacă stăm să ne gândim, o tranzacție pe Bitcoin poate dura în medie 10-20 de minute, dar poate ajunge chiar și la câteva ore. Cu un calculator cuantic puternic, acest timp i-ar permite atacatorului nostru să identifice cheia publică și să spargă cheia privată. Cu toate acestea, deoarece domeniul calculatorilor cuantice este încă destul de la început, nu este clar că de repede se vor putea folosi acestea pentru astfel de acțiuni. Totuși, dacă ești long-term Bitcoin holder și ai dubii că un astfel de atac ți-ar putea afecta integritatea monedor at some point, asigură-te că folosești o adresă. P2PKH, doar pentru acumulare, evitând astfel să-ți scoți la iveală adresa publică. Dar, sincer vorbind, dacă vom ajunge acolo și nu vor exista alte soluții de a îmbunătăți securitatea lor, probabil rețeaua Bitcoin nu va rezista la asemenea atacuri. Totuși, nu trebuie să ne panicăm. Conform unor cercetări realizate de Universitatea din Sussex și Universal Quantum în ianuarie 2022, calculatoarele cuantice ar trebui să devină de un milion de ori mai rapide pentru a sparge criptografia din spatele rețelei Bitcoin. Cercetările lor s-au bazat pe ipoteza că cel mai mare computer cuantic din acest moment, adică procesorul IBM Eagle, conține în prezent 127 de cubiți supraconductori. Acesta depășește calculatoarele celor de la Google și de la Universitatea de Știință și Tehnologie din China și astfel este teoretic mai puternic decât toate supercalculatoarele de pe planetă la un loc. Dar pentru a sparge rețeaua Bitcoin într-o fereastră de 24 de ore, echipa a calculat că ar fi nevoie de un computer cuantic cu mai puțin de 13 milioane de cubiți, adică de un milion de ori mai mare decât Eagle. Iar dacă ne raportăm la intervalul teoretic de 10 minute de confirmare al tranzacțiilor, puterea calculatorului ar trebui să se ajungă la 1,9 miliarde de cubiți. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Dar pe lângă asta, până în momentul în care ar putea să se întâmple, cel mai probabil algoritmii din spatele blockchain-urilor vor fi upgradați la Quantum Resistance. Deja există mai multe încercări și soluții care ar putea să facă inutilă o încercare de spargere cu un calculator cuantic. DAG sau Directed A Cyclic Graph este o tehnologie folosită deja de proiecte precum Iota sau Nano. Aceasta înlocuiește metoda clasică de funcționare a unui blockchain și protejează activele în fața unei atac cuantic. Mai există și Quantum Key Distribution sau QKD, un alt concept tehnologic ce poate face fața amenințării cuantice. Dar zic că dezvoltăm aceste subiecte poate într-un episod separat, bineînțeles dacă există. Interes. Și cam atât pentru astăzi. Sper că ți-a fost util și că ai scăpat puțin de grija cuantică. Te aștept în secțiunea de comentarii să continuăm discuțiile despre efectul calculatoarelor cuantice în spațiul cripto. Până data viitoare, eu sunt Andrei Brătucu, mă găsești bineînțeles la etandreibrătucu pe toate platformele sociale, dar mai ales pe Twitter. Bye bye!